mai mult de nevoie decât de voie, românii se împrietenesc cu vaccinul. Amenințați cu restricții dure, stau la cozi să se imunizeze. Peste 83.500 de persoane au făcut prima doză în ultimele 24 de ore, de 4 ori mai multe decât acum o săptămână. La București s-au vaccinat mai mult de 63.000 de oameni în ultimele 3 zile, după ce au ignorat serul aproape un an. Acum au așteptat și o oră la rând la cele 6 centre care au program non-stop de vineri până mâine dimineață la ora 8. Cozi au fost și la Timișoara și Cluj-Napoca, dar de mașini. Centrele drive-thru au avut recorduri de vaccinare de 3 ori mai mulți imunizați decât media zilnică. Dar nu dovezile științifice i-au convins pe unii, ci... restricțiile astea, că nu avem voie nicăieri acum, la cumpărături. M-a crescut rata de infectare în toate orașele României, am hotărât să mă vaccinez și eu. Și restricțiile, lucrând ca șofer, na, trebuie să ai și un vaccin făcut. De cât timp aștepți? De o oră? Cred că o oră jumătate. Atâtea cazuri, deci în ultimul timp, deci m-a făcut să mă decid. A, bă, că sunt oameni conștiincioși, vezi, nu mai poți să le spui analfabeți funcțional. Acum s-au dus oamenii, nu mai sunt analfabeți, gata, sunt mai alfabeți, pentru că acum s-au dus, s-au vaccinat, nu pentru, na, să eviți restricțiile și dintr-o dată, uite, asta face diferența între o jumătate de Românie și altă jumătate. Sigur, acum dar nu e chiar jumătate procentul. Indiferent de motivul din cauza căruia s-au dus oamenii să se vaccineze, pe mine mă încântă să văd cozile astea. Serios. Bă, adică e bine că se vaccinează. Tu n-ai prins vremea comunismului și a lui Ceaușescu. Să vezi atunci ce frumos era să vezi cozi. Și atunci ia pune tu imagini din trecut sau sunete din video, da? Din trecut, cum spuneau oamenii că nu le place la cozi. Ție-ți da, place nu la vreau să mă întorc acolo pentru că nu pentru că nu trăiesc trecutul. Da, trăiesc prezentul. Și prezentul ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să ne vaccinăm. De ce? Ca să nu facem o formă urâtă de boală, da? Știm foarte bine că și cei vaccinați se pot infecta. Dar nu fac... O formă frumoasă de boală, dar ce e concurs de mis la boli? Cum adică? Cum arată o formă gravă, n-am zis frumoasă, am zis o formă urâtă. În fine, o formă gravă, știi foarte bine la ce mă refer. Așa că pe mine mă bucură, pentru că cei care, să zicem, erau puțin, nu știu, așa... nu credeau în vaccin sau le era frică sau nu cred în virus. Dar ce religie asta să crezi în vaccin? Da, păi cam așa au zis. Nu au zis mulți că nu credem în vaccin, că hai să ne infectăm. Nu, probabil acum după ce se vaccinează, vor să vadă că sunt bine, că nu le cresc aripi, că nu sunt cipați. Și așa o să fie mai bine. Ne uităm și noi în străinătate ce se întâmplă. Că s-au cam deschis țările. S-a cam dat drumul la treabă. La noi, pauză. Păi și ce legătură are una cu alta? Pentru vaccinul? Cum adică ce legătură păi are cu vaccinul? Zic, nu, dacă nu. Ne uităm în Italia, Spania, Franța, acolo unde rata de vaccinare este ridicată spre deosebire de noi, cum ce legătură are? Păi are, pentru că acolo rata de vaccinare a fost acum mai multă vreme. Nu? Ei nu erau 30% astăvară, da? Atunci când s-au luat anumite măsuri care în păi România nu s-au luat. Păi asta este ideea, să ne vaccinăm, că cam asta trebuie să facem. Bine, dar la cât de bine ai zis-o, chiar așa și este. Hai că tot despre vaccinare avem și subiectul următor, nu? Pentru că, într-adevăr, uite că vaccinații nu au chiar drepturile pe care ei credeau că le-au și le-au fost promise, nu? Dar vezi că în București, la ora asta, sunt ceva proteste împotriva vaccinării certificatului verde. Au fost la Piața Universității, acum se îndreaptă către Piața Victoriei. Nu avem deocamdată imagine. Păi și în Italia sunt proteste, da? Față sunt de proteste, dar știi ce spune verde? O statistică? Spune că 65% dintre italieni cred în certificatul verde, indiferent că au ieșit să se protesteze. Se roagă la el. Ia uite, uite că vorbeam despre proteste și de ce se întâmplă acum pe străzile din București. Uite, merg exact ca cei de la... Nu sunt de acord cu restricțiile astea. De mâine, de la ora 9, știm foarte bine că se închide tot. Restaurante, se închid localuri, se închid magazinele. Mă gândeam că merg la vaccinare, că arătau cam se închid, din păcate, pentru toți. Pentru că ne lipsește gradul ăsta de vaccinare pe care l-au alte țări.